Mai sunt doar câteva zile până când vom scăpa de controlele poliției de frontieră la aeroport. Din 31 martie, românii care zboară spre țări din spațiul Schengen vor merge direct spre porțile de îmbarcare. Asta nu înseamnă însă că polițiștii de frontieră vor dispărea complet din terminale. Mai multe despre ce se va schimba din momentul în care țara noastră va intra în aer Schengen ne explică doamna Alexandra Găvan, purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră, care este în legătură directă cu noi în acest moment la știrile dimineții. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața, doamnă. Așadar, ce se va schimba concret? Care va fi parcursul nostru odată ce ajungem la aeroport ca să luăm zborul? Concret, persoanele care se vor deplasa către spațiile Schengen, începând cu data de 31 martie, în momentul în care vor ajunge pe aeroport, vor face controlul de securitate, după care vor merge direct către poarta de îmbarcare. Acestea nu se vor mai opri la filtrele poliției de frontieră pentru a le fi verificate documentele de călătorie. Și aici aș dori să subliniez faptul că în sarcina pasagerilor nu revine nicio obligație suplimentară. Însă, așa cum a spus și dumneavoastră, polițiștii de frontieră nu vor dispărea din aeroporturi. Aceștia vor continua să fie în incinta aeroporturilor și să efectueze acțiuni polițienești care se vor efectua punctual și inopinat, iar scopul acestor acțiuni polițienești este să stabilească identitatea persoanei, să verifice dreptul de ședere și, bineînțeles, să prevină și să combată posibile fapte ilegale. Fluxul de trecere va fi unul mai bun. Ne imaginăm că nu se vor mai forma atât de ușor cozi, că totul va merge mai repede pentru pasager. Cu siguranță lucrurile se vor desfășura mult mai repede. Gândiți-vă că în medie la controlul documentelor în acest moment, o persoană stă între 1 și 3 minute în funcție de situație. Tot acest timp de așteptare cumulat cu statul la coadă nu va mai fi din început cu data de 31 martie. Ce se va întâmpla, stimată doamnă, cu controlele de securitate? Acestea vor rămâne în continuare sau și ele vor fi eliminate? În ceea ce înseamnă controlele de securitate și ale bagajelor, acestea nu sunt în sarcina Poliției de Frontiere, sunt în sarcina altor autorități care își desfășoară activitatea pe aeroporturi, dar ele vor continua să rămână. Există condiții pentru părinții care călătoresc cu copiii? Se schimbă ceva în cazul acestora? În ceea ce înseamnă călătoriile cetățenilor minori în spațiul Schengen, la fel ca și în cazul adulților, aceștia nu se vor mai opri la controlele Poliției de Frontieră, la fel vor trece prin controlul de securitate, după care se vor îndrepta direct către porțile de îmbarcare. Și aici este un lucru pe care vreau să-l clarific foarte, foarte bine. Nu va fi nevoie de niciun aviz suplimentar pe care părinții sau minorii să-l aibă pentru a putea călători în spațiul Schengen. Însă ei o să poată să călătorească cu aceleași documente cu care o fac și în prezent. Și aici, pe scurt, aș vrea să reamintesc că este în continuare nevoie de documentul de călătorie pentru minor și, bineînțeles, pentru fiecare situație în parte. Dacă călătorește doar cu unul dintre părinți, celălalt părinte va trebui să aibă procura notarială, dacă va fi cu altă persoană decât părinții, procură din partea ambilor părinți, iar exemplele pot continua în funcție de fiecare situație punctuală. Foarte importante aceste precizări legate și de călătoria copiilor. O ultimă întrebare, doamnă, care va fi misiunea polițiștilor de frontieră în aeroport? Pentru că spuneați că ei vor rămâne acolo, vor avea o misiune în continuare, nu vor mai face acest control la graniță. Într-adevăr, așa cum am precizat, ei nu vor mai face controlul efectiv al documentelor de călătorie în filtre, însă vor rămâne în incinta aeroporturilor și vor desfășura acțiuni polițienești care au ca scop siguranța și să ne asigurăm că fiecare călător pleacă în limite legale din țară. Aceste acțiuni polițienești se vor desfășura împreună cu colegii de la Poliție, de la Inspectoratul General pentru Imigrări sau împreună cu colegii de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Vă mulțumim!